director, stimate domnule deputat și președinte al Uniunii de Democrate a Cehilor și Slovacilor, domnule inspector general, onorată și respectată comisie, stimați profesori, dragi elevi, sunt onorat și mulțumesc pentru invitația adresată de a participa, așa cum ne-am obișnuit în fiecare an, la cel mai important eveniment pentru comunitatea și pentru elevi și pentru școlile cu predarea în limba minorităților naționale. Suntem astăzi împreună, suntem astăzi în Caransebe și aș dori cu această ocazie să felicit și să mulțumesc organizatorilor care au fost pe tot parcursul acestor zile alături de noi. Știu că emoțiile sunt mari, așteptați cu toți să auziți și rezultatele acestor și eforturilor depuse pe parcursul și de-a lungul ciclului educațional și tot ceea ce ați învățat frumos în cursul acestui an, astăzi va fi premiat. Eu sunt onorat că an de an avem elevi care participă. Felicit profesorii care îi pregătesc și, în primul rând, și părinții care îndrumă să respecte aceste valori, valori comune de altfel. Această unitate în diversitate este caracteristică României. Guvernul României sprijină actul educațional și încercăm, prin tot ceea ce facem și în Parlamentul României, dar și peste tot în instituțiile noastre, să creăm un cadru propice pentru un act educațional modern, orientat către elevi.